Apropo de măsurile de guvernare, Partidul Social Democrat a făcut o listă cu măsuri pe termen scurt și mediu. Vorbim în primul rând despre renegocierea PNRR-ului. Ce înseamnă și ce presupune de fapt această renegociere a PNRR-ului? Planul Național de Reziliență și Redresare. La Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă o prioritate pentru România. Pe de o parte, până la finalul anului sau începutul anului viitor, vom primi un avans consistent de aproximativ 4 miliarde de euro. Trebuie să avem un plan pentru cheltuirea acelor sume de bani, să știm unde se duc acele fonduri. Noi am vrea ca acele fonduri să meargă către proiecte concrete, mai mult decât să dăm bani pe consultanță sau pe hârtii. Am vrea ca acele fonduri să se regăsească cât mai repede în economie, să ajungă către cei care pot implementa proiecte, fie pe zona de IMM-uri, fie autorități locale. Foarte important să dăm drumul la bani în economie. În sensul acesta, credem că am putea să continuăm discuțiile cu Comisia Europeană în ceea ce înseamnă reformele integrate în PNRR. Pentru că, să știți, acele reforme sunt preluate din raportul de țară elaborat de către Comisia Europeană. Și sunt destul de clare, explicite, însă soluțiile oferite de către cei de la USR, în mod special, nu credem că sunt cele mai bune și acolo putem discuta pe soluții. Nu vorbim neapărat de o schimbare a reformelor, cât de o schimbare a soluțiilor. Și PNRR-ul actual ne oferă acest cadru în a avea aceste discuții cu Comisia Europeană. Și vă dau două exemple. Există o reformă recomandată de Comisia Europeană pentru a asigura un echilibru în ceea ce înseamnă sistemul de pensii. USR a propus înghețarea pensiilor. Noi putem vorbi de o creștere a pensiilor, ceea ce pare că am și obținut în aceste negocieri și în același timp să avem o colectare mai bună sau un management mai bun în ceea ce înseamnă beneficiarii de pensii. Și acest lucru e posibil, Spania a făcut-o, nu schimbăm reforma, schimbăm soluția. La fel, avem pe zona de colectare. România stă foarte prost în ceea ce înseamnă colectarea taxelor și aici, din nou, cei de la USR împreună cu PNL au propus o posibilă mărire a taxelor sau apariția de noi taxe. Și noi aici, după modelul bulgar, folosind expertiza Comisiei Europene, ne propunem să creștem capacitatea de absorție, practic capacitatea de a colecta aceste taxe. Din nou, o soluție propusă și în alte planuri de redresare și vrem să venim cu această soluție. De fapt, despre asta este vorba. Avem o abordare diferită pe soluții. Abordarea precedentă era bazată foarte mult pe austeritate, pe înghețare, pe blocaj total. Noi avem un demers mai activ, mai proactiv. Suntem în contact cu Comisia Europeană de foarte mult timp pe acest subiect și credem că există marjele necesare pentru a discuta aceste soluții. La fiecare 6 luni se discută despre gradul și nivelul de implementare al PNRR și vom putea, evident, discuta inclusiv despre soluții alternative la acele reforme recomandate de către Comisia Europeană. Dar mai poate fi modificat Planul Național de Reziliență și Redresare după ce acesta a fost aprobat de Comisia Europeană? Aceste soluții pot fi modificate. Repet, nu schimbăm reformele, schimbăm soluțiile și e foarte important. Și la 2 ani și jumătate există o perioadă de renegociere a planului de redresare și în momentul respectiv, într-adevăr, putem să regândim multe aspecte din plan care nu au putut fi implementate din diferite motive. Însă revin la chestiunea aceasta. Guvernarea anterioară, formată din USR și PNL, a tot promis că vor face lucruri pe PNRR, însă astăzi, când vorbim, nu avem un mecanism de implementare. Și noi vrem să urgentăm implementarea, vrem să dezvoltăm acele mecanisme, vrem să implicăm autoritățile locale, vrem să implicăm agențiile pentru dezvoltare regională, vrem să lansăm apelurile de proiecte și vrem să avem granturi pentru IMM-uri. Sunt niște lucruri clare care pot fi făcute. Acum identificăm multe din aceste soluții. Și cred că la nivelul Comisiei există flexibilitate și disponibilitate în a ne sprijini în acest sens, fără a afecta acceptul general pe plan, dar modificând acolo unde se poate modifica, se pot modifica anumite aspecte, în așa fel încât planul să poată fi implementat. Pentru că și scopul Bruxellesului, ca și al nostru, este ca banii să ajungă în economie, să avem o redresare eficientă și nimeni nu-și dorește ca banii să fie pierduți. Acum sunt anumite lucruri care pot fi corectate în marja oferită de planul aprobat în prezent.